Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate celesc în viitor, Duhul adevăr, care pretutrenești toate, Pistilul bunătății, Dătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vechiului și oameni, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru numele Domnului Preacuțelnice, Părinte. Cu noi este Dumnezeu, al Său Har și așa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Știți-vă-ți loc. Cei care nu vin, nici nu știu ce diat. Vă spun sincer. Iar cei care vin, știu ce pierd. Nu vreți să ocupați locurile mai în față aici? Hai, nu. Mi-e drag de tine, nu aici. Hai și voi doi, la cuporul mare, nu aici. Hai să vină cu acela să vă rog. Bun. Sunteți informați, știți semnele este de față, da? Invitatul acestei manifestări și dezbatere cu profund caracter de duhovnicesc este teologul, scriitorul și eseistul Ion Nicolescu, cercetător la Muzeul Țăranului Român din București, care va încerca să angajeze un dialog dezbatere despre întâlniri esențiale cu oamenii, cu oamenii harului care au ajuns să fie sarea Pământului, adică oameni ce dau sens vieții și care sunt, în fond, Sfinții de printre noi. Interesant să auzim că mai sunt și Sfinți printre noi. O să spuneți chiar noi suntem, nu? Domnul Costin, bine ați venit, sau să revenit în mijlocul nostru, este pentru a doua oară, nu? A doua, da. A doua oară și nu ultima, sper. Ce ziceți? Da? Vom trăi și bine. Cine o trăi, o să vadă. Da. În plația Castelian am văzut un tip așa după 4-5 rânduri și când vă duceți acasă și vă întreabă unde am fost, am fost la biserică, că am fost, păi, unde reportem, ce temă? Una lungă, așa. Da. Când am fost să stabilimpit, mi-a ținut așa și am dat niște sugestii și le-am binat pe toate și a făcut cu stilul lui așa ușor poetic, ceva mai lung. Fapt este că prima dată când m-a contactat pentru această întâlnire, el mi-a sugerat să vorbim despre oameni pe care ați întâlnit, oameni deosebiți. Și pornă a ieșit acest lucru. Noi o să vorbim într-adevăr despre, vreau să vorbim astăzi puțin, despre întâlnirile pe care le avem în viața noastră și care sunt de multe feluri. Asta pornind de la faptul că acum așa, când eu sunt la un anumit capăt de drum, sau spre un anumit capăt de drum, sau început, care, bineînțeles, va fi continuat de un început, îmi dau seama că viața poate fi priviștă și ca un șir de întâlniri. Adică, retrospectiv privind, și acum, sigur, că și cei care poate privind în perspectivă, poate să vadă acest lucru, istoria noastră, povestea noastră, povestea unor întâlniri. De multe feluri, și o să vedem că am început de primit va să fie, de multe feluri. Și probabil nu gândeam eu, sigur că întâlnirile cele mai scutite, am putea să spunem că sunt cele care sunt conduc la prietenie și care rămân, să zic, prin această forță a prieteniei. Și eu cred că la judecată Dumnezeu, printre altele, ne va întreba, ne va judeca, în felul care știți că e judecată, într-un fel, până la urmă, este un fel de autojudecată, dar eliminată de Dumnezeu total, prin ce întâlniri împlinite am avut în viața noastră. Pentru că întâlnirea, sigur, înseamnă comunicare și noi am fost puși în lume spre comunicare. De la început, de la creație. Comunicarea cu Creatorul, cu Dumnezeu, și pe de altă parte, imediat și comunicarea cu semenul, una dintre primele lucruri care a constatat Dumnezeu că lipseau, era putința omului de a comunica la nivelul lui, în plan orizontal, să spunem.
Și atunci este în om pusă, cumva, acest orizont de așteptare al întâlnirii. Ieșind în lume, omul, să spunem așa, ieșind în lume, odată ieșim pur și simplu prin naștere și pământ, crescând și devenind conștient de sine și de ceea ce este el, și cum ieșind în lume pur și simplu, umblând prin lume, e tot timpul un orizont de așteptare într-o întâlnire. Nu foarte clar, poate nu foarte lămurit, dar îl căutăm în noi, vedem că există acest orizont de așteptare. Această năzuință lăuntrică spre întâlnire. Spre întâlnire adevărată, să spun, adică, care să aibă și comunicare în ea. Tocmai dintr-o sete de comunicare, de a ne comunica pe noi și de a primi de la alții mesaje și comunicări. În lumea veche, a Vechiului Testament, așteptarea era așteptarea lui Mesia, știți foarte bine. De aceea, care nu se știa când și unde se va naște și cum va veni. Și între altele, ne spunea Alexandru, de aceea era și setea asta, năzuința asta de a naște. Da, era și blamată în nașterea de prunci în Vechiul Testament. Nu se știa când, unde, cumva, se va naște Mesia, care va salva pe toată lumea, dar sigur că ar fi fost și pentru familia respectivă un tip de mulțumire. Nu până în zilele noastre, cine sunt cei mai pomeniți sfinți, într-un fel, mă gândeam, Ioachim și Ana, bunici. Ioachim bunic, acum sunt poate mai sensibil la lucrul ăsta. Dar nu există ectenie de încheiere pe sfinții ceilalți mai schimbăm, sigur că spune Sfinții Apostoli, nu știu ce, dar să zic, dintre sfinții puși pe nume, Ioachim și Ana sunt poate cei mai prezenți. Așa. Este mai discret, pentru că nu luăm foarte multă seamă, la cum luăm alți sfinți. Dar ei sunt tot timpul acolo și cu Maica Domnului, deci asta e familia care a condus la nașterea lui Hristos. Era această dorință de a naște. De a naște. Vedeți, sunt o mulțime de femei sterfe, cum se spune, de câte stăm sau de bărbați, care vor copii. Orice preț copii. Până, să zicem, la Ioan Botezătorul, nu? Și Zaharia și Elisabeta și până aici vine această dorință extraordinară. Urmea este că și după ce vine Hristos, există o așteptare de genul acesta. Adică, ce așteptăm de la un copil? De unde vine bucuria asta și așteptarea mai ales? Orice copil apare, aduce cu el o năzuință mare în părinții lui, poate și în bunici, așa. Neformalizată. Acum Hristos a venit, mai așteptăm de Hristos în orice copil. Într-un fel, în alt fel, în orice copil așteptăm un Dumnezeu, posibilitatea unui Dumnezeu după har, adică prin asemănare. Dar nu la asta ne gândim noi. Năzuința noastră e atât de însămânțată că este nelămurită, clar. Dar există. Chiar și oamenii cei mai, cum să zic, realizați, care ar putea să spună, și sunt oameni foarte realizați, încât e greu de multe ori să crezi că urmașul lui va putea depăși și atunci aștepți că familia este anumită împlinire și nu poate să fie decât ceva o coborâre. Deși, acum mă gândesc cum a fost să zicem Constantin Laica și cum fiul lui l-a depășit într-un fel mai smerit, fiind așa la nivelul media sau vizibilității care l-a depășit cu mult și în fond aici este așteptarea nelămurită. Se naște un posibil prieten a lui Dumnezeu. Ori, problema este cum ajungem să ne întâlnim. În ce fel? Care sunt căile ca să ne ostoim, să ne satisfacem, în fine, să ne mulțim această setea noastră de întâlnire.
poate să fie căutând, deci căutând oameni, și fiecare noi caută într-un fel. Căutările noastre poate să fie mai profunde sau mai puțin superficiale, dar toate aceste pereinaje sau vitre la mănăstiri, zilele noastre față de zilele mele, sunt într-un fel, zilele noastre se merge foarte mult pentru icoane, pentru moaște, pentru morminte. Foarte mult noi mergeam, când eram eu tânăr, așa, mergeam pentru oameni îmbunătățiți. Mergeam după cuvânt de folos. Mergeam să întâlnim oamenii lui Dumnezeu, oamenii în care prezența lui Dumnezeu, al Hristos, era foarte pregnantă. Și blândă, și evidentă în același timp. Și să ne încărcăm. Să ne încărcăm, pentru că vedeți cum e în lume, foarte ușor te descarți, să zicem, te risipești. Și mergeam la psihăstria aia, poate primul lucru cel mai important, pentru Echiopa, pe Paese, pentru Iuil, dar era la Târția, era părintele la Pistița, părintele la Toraița, părintele Macare aici la față, la care le există, era o pleiadă de mari lucruri, la care te duceai și trebuie să te întâlnești cu ei. Și cu gândul că primești te întâlnești cu Dumnezeu. Ăsta e un tip de întâlnire în care tu cauți. Și trebuie să înveți să cauți, pe cine să cauți. Foarte adesea bătem la uși proaste. Am avut... mă rog, asta n-ar trebui să spun, poate, dar am avut acum de curând o mică, să zicem așa, dispută, să zicem. Am văzut oameni seduși, să zicem, de la din Tudor. Unul este pe rol, după părerea mea, să, pentru iertarea lui, că sunt de iertat o mulțime, și alta să crezi din el un model. Sunt oameni care își amină din diverse motive dorurile, să spun așa, și aprecierile sufletului lor, nici măcar de valoare, sunt care sufletului lor, că de valoare, fiind la care discutăm întotdeauna și poate le punem acum, mai argumentat, de lucruri care, și de persoane care nu sunt. Astăzi avea și, există în Baterică o vorbă care era foarte dragă lui Gloria Berna, care e minunată, zice, vai de omul acela căruia numele îi ia înaintea faptului. Astăzi trăim într-o lume de nume care cunoaște toată lumea. Se cunoaște și Lădica și Opinca, găunoasă. Și oameni de mare valoare, de mare valoare, sunt discreți, pentru că spunea, sarea pământului. Sigur că sarea așa este. Sarea nu o vezi în mâncare, o simți la gust. Dar de văzut nu o vezi. Vezi toate alelalte bucate, carne, oasele, nu vezi sarea. Și fără sare nu e niciun gust. Dar noi trăim, cum vă spun, mai ales datorită media televiziunii, în primul rând și în primul rând, după urmă, mai puțin poate celelalte, dar televiziunea ne pune în față nume fără parte. Sau, asta e cazul, ar fi bun, la prima lui este nume cu fapte reprimabile, deplorabile. Deci, asta ar fi să știi să cauți, să înveți să cauți, să găsești valorile. Și asta se face ca orice lucru, parcurgând un drum. Adică, cunoști un pic pe cineva, înveți ceva de la ei și formă tot așa. O să vă zisesc cum s-a întâmplat la mine lucrurile acestea. Trebuie, însă, pentru asta, ca să nu-ți, cum să spun eu, să-ți păstrezi curată și vie ființa. Adică, tremurul ei de așteptare, de căutare, lăsată placăra ca la candelă să fie prin să vegheze. Dacă așteptarea e bună, îți vine până la urmă și întâlnirea sau întâlnirile de care ai nevoie, pe care ființa ta are nevoie ca să rămână prin comunicarea cu alte ființe, să se rămână vie și să-ți parcurgă drumul până la capătul, cum spuneam, care dă într-un nou început. Într-o nesfârșire. Asta ar fi lucrul ăsta, să ți-o lași, să nu ți-o închizi. Noi, în general, și asta e adevărat, dintr-un simț de protecție, de autoapărare,
ne înconjurăm cu o plată și pe măsură ce trece timp, un fel de armură de masă. Și foarte greu mai lăsăm, ne lăsăm unii pe alții să pătrundem dincolo de ea. Și atunci avem multe comunicări, chiar la nivelul persoanelor, să zicem, apropiate, rude, sau din prejurul nostru, destul de superficiale. Asta e frumos, de exemplu, în face mult arta, literatura, de exemplu, mult la Dostoievski, acolo ființele comunică cu totul, până la capăt, cu riscurile aferente. Dar riscurile astea ce sunt? Exact ca într-o operație chirurgicală, cureți și, pe urmă, odată lucrurile curățate, sufletele curățate, relațiile curățate, totul devine de o frumusețe care merită, să spunem, aceste riscuri de a peta pe mâna altuia. Sigur că nu te poți sta cu sufletul tău și cu slăbiciunile tale și cu căderile tale și cu dăzlițele tale pe mâna oricui. Trebuie să simți că vei avea un răspuns. Că vei fi înțeles și că tu vei înțelege și că lucrurile, când la urmă potice la unire în cuțet, așa, în simțire. Pe altă parte, sunt, dincolo de căutările noastre, sunt și întâlniri pe care ți le oferă Dumnezeu. Simți că e așa, îți scoate în cale la anumite momente oameni potriviți, oameni fermici, care să, din impactul cu acest, din aceste întâlniri, viața ta să o ia pe drumul bun. Sigur că se poate întâmpla și pe dos, să dai peste oameni care să te ducă la pierzare. Se poate întâmpla, Doamne, trebuie. De-aia este foarte delicat drumul ăsta al întâlnirilor prin viață. Ca să știi, uite, mă gândesc acum, vedeți, pentru tine, câte, ce procent îngrozitor de căsătorite s-au făcut. Și rapid. Și câte, mai ales fete, cunosc o mulțime, și cred că sunt și mai multe câte cunosc eu, care au ales prost. Și că mă trag toată viața, pentru că nu au răbdare, că nu au criterii, că nu își lasă... Vedești vorba aceea ce te gândești ca fata parlamentului? Da, exact, da. Din păcate, că nu se, niciodată nu s-a spus că se te gândești ca băiatul lansurat. E adevărat ce spune. Totul este să fii atent și când îți apar aceste ocazii, acești oameni, să știi să fost. Sigur că noi, în general, căutăm să întâlnim oamenii de la care avem de luat, de profitat. Acum zic de profitat în sensul bun. Nu zic că există și oamenii care să profită. Acum, la nivelul care vorbim noi, la acești. Dar în același trebuie să fim conștienți că poate și alții așteaptă de la noi în același sens. Sigur că, mai mult sau mai puțin, nu suntem întotdeauna conștienți de puterea noastră, de calitățile noastre, sau ori le supraviețuim, ori le ignorăm. Dar dacă celălalt așteaptă ceva de la noi, se poate da măcar un pic și pe din picul ăla poate să se mai adauge și să se facă mai mult. Picul ăsta începe cu un cuvânt, cu o privire, cu un gest mic. Pe urmă se poate ajunge la însoțire. Sigur că întâlnirile, cum spun, trebuie să ducă la comunicare. Comunicarea se poate face în foarte mare măsură prin cuvinte. Cuvintele au forță să nu se pe WhatsApp, dar tot prin cuvinte. Și Părintele nu l-am aprenit cu atâta căldură în cancelarea mea. Da. Care peste vă transmit un pic sub lumina acestor referitare. Da. Și vorba este că, sigur, aștepți cuvinte de la oamenii care ți se par că sunt mai mari, care au o experiență, care au înțelepciune, care au de la Dumnezeu niște daruri în sensul acesta. Însă, și experiență, da? Însă ce este frumos este când se trece nu atât la un dialog, poate, că dialogul încă înseamnă un schimb, așa, la convorbire. Vedeți că se cheamă, cartea pe Ioan Chilaș, convorbiri duhovnicești.
Deși vorbește Părintele Duhovnicesc, totuși ești într-o convorbire pentru că inima ta și pentru tău ajunge să vorbească, să convorbească, totuși să ajunge să convorbim cu Sfinții și cu Dumnezeu, dar și cu oamenii, cum se cade, care sunt în preajma noastră. Acum, o să, nu știu, să vorbim de câteva, cum am spus, deci această platoșe, încercare de a străba cu dincolo aceea. Eu pot și la mine, deci când mergeam cu oameni, nu mă întâlneam și mergeam de la metro până la muzeu, până la Muzeul Țăranului, și îmi venea greu să schimb câteva cuvinte până acolo. Nu, niciunul nu vrea să cedeze și nici nu era foarte loc să cedeze. Și sunt oameni cu care te întâlnești o clipă undeva, nu știu ce, și comunicare. Sigur că dincolo de comunicarea prin cuvinte, oameni extraordinari îi comunică și dincolo de cuvinte. Sunt noi oameni care, a care o simplă prezență spune foarte mult. Poate că am simțit. Nu mai trebuie. Cuvintele devin puțin la unul. Alții au nevoie, din potrivă, de multe cuvinte ca să se exprime. Și au darul ăsta de a spune, de a transmite prin cuvânt. Acum, eu am avut o carte, am o carte, adică, care se cheamă Chiar Starea Pământului, în care am adunat toate mărturisirile mele scrise din diverse pricini, din diverse motive, cu diverse ocazii, despre oameni. Asta a fost parcurs, se cheamă Starea Pământului, apropo la Trinitas, la Doxologia, la Iași. Și care am subtitulat-o Întâlniri, încrucișări, însoțiri. Și o să vă spun de ce. Însă, dincolo de asta, că sunt acolo, nu știu, un număr mare de oameni, de toate feluri, de la episcopi până la țărani. Și am dat-o printre altele, pițenerul unor prietene de-ale ei. Și prima mirare a fost, asta până să-l vadă să-i spăscă că asta a fost citit-o. Ce oameni, zice, extraordinari, m-au invidiat pentru asta, ce oameni extraordinari am putut să-l întâlnesc și, mă rog, să cunosc eu mult, să-i întâlnesc, să fiu cu ei, mai mult sau mai puțin. Și atunci mi-am dat și o seama, uite, că nu sunt chiar sărac. Viața, din aproape în aproape, și astea erau puși acolo numai oamenii despre care am scris, adică așa am fost obligat. Erau o mulțime de alți oameni, unii la fel de minunat, despre care nu scrisese și ca care nu apăreau. Și atunci nu pot decât să fiu recunoscător. Erau și sfinți acolo, totul erau pus împreună, pentru că întâlnirile nu sunt numai, pot să fie întâlniri esențiale, cum spune aici, nu numai, cum să zic, un trup, adică tot partea așa în viață. Poți să ai prieteniri și întâlniri cu oameni din alte timpuri și cu alte spații. Deci, sfinții au trăit cine știe pe unde, cum, în ce timpuri. Dăm un exemplu că suntem în biserică de sfinte. Poate să fie cine știe ce poet mare, cine știe ce pictor, care tu să ai o comunicare foarte bună. Adică să simți prietenul tău. Să te întâlnești cu el. Și chiar și așa mă gândeam, fiecare, cum e aici în biserică, o catapeteazmă, are o catapeteazmă a lui. Poate să aibă oameni pentru care are un drag mai mare, o comunicare mai bună, comunicare care investesc trecerea, cum lăsnește această catapeteazmă, trecerea spre lumea lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie neapărat, nu numai sfinții sunt care fac lucrarea asta. Eu fac într-un chip eminent și foarte explicit. Dar orice om care lucrează frumosul cu dăruire și care poate nu ajunge la sfințire, dar totul este un om care te poate conduce în an. O să vă dau câteva exemple de întâlniri, de exemplu. Pentru mine. Lucruri care, într-adevăr, un om cu care m-am întâlnit și care a fost
decisiv pentru drumul meu, la care, cum vă spun, mi-am dat seama pe mă că el răspundea unui un orizont de așteptare pus în mine de Dumnezeu și care nu murise, care era viu, care era treaz. E Ioan Alexandru. Ioan Alexandru, bineînțeles, mai întâi am citit poezia. Cum am ajuns la el, nu mai o lugesc acum. Cineva m-a pus pe drumul ăsta și am citit poezia și m-am atașat foarte mult de poezia lui. Foarte mult. Și pe urmă, dragul ăsta m-a făcut să-l caut. M-am dus la universitate, m-am dus la cursurile lui, câțiva ani. Și într-o doi ani așa, vorbea așa, el, pe mine, pe soția mea, ne-a pus pe drumul bisericii. Zice, veniți voi la mine, dar nu aici, trebuie să mergeți la biserică și așa. Cu foarte fel, foarte clar. Și noi atunci, bineînțeles că din iubirea noastră, deci a fost de iubirea pentru poezia lui, iubirea pentru el, un drag extrem, așa, și ne-a pus pe biserică. Și odată intrat în biserică, cu toată încrederea, am pus pasul așa foarte, nu înțelegeam nimic, mi-am intrat în biserică, astăzi ne-a spus, mine ne-am dus la biserică, eram la Puieșorul de Foc, acolo, la Sfinția Cinșteană, cu totul meu, ales Sfinția Cinșteană, eram părintele Goiților, dar... Iertați-mă că nu vă copleșea, ca să zic așa, Nu. Când am cunoscut eu, erau primii ani și totul se era mult mai discret și nu mă copleșea. Formă, da, el era, se aprindea, era că... Nu, pentru că eram îndrăgostit, o să spun așa, că nu numai, eram îndrăgostit de el și atunci, cuvântului care era și putere multă, aveam încredere totală și nu coleric nu era, era vulcanic. Asta putem spune, la coleric nu, era vulcanic. Deci, mi-aduc aminte, venea la curs și odată se inflama pe lucruri de scriptură întotdeauna, de multe ori nu spuse foarte... Deci au fost, cred că, un an de zile când ne vorbea de Logos întrupat. Urmă, după ani au trecut și a vorbit mai departe, că în fine așa am fost, atunci erau lucruri mai ascunse. În orice, că așa am ajuns la biserică, pe și intrat în biserică, cum spuneam, intrat, astăzi mi-a spus, o m-am dus, imediat m-am stat. Și totul era străin. Nu înțelegeam nimic. Nu știu dacă m-a simțit pe dumneavoastră în biserică, doar când am intrat. Simțeam că la Herubic e ceva, ea mă conducea cumva, dar nu știam ce este. Adică simțeam că sunt momente mai de concentrare mai mare, că sunt le simțeam așa. Nu știam ce să fac, mă uitam ce făceau ea din stânga și în dreapta făceam și eu, îngenuncheau și eu jos, îmi ridicau și eu sus. Eram foarte, asta e o regulă de aur, mi se pare, când vin într-o colectivitate în care nu cunoști regulile, faci ce fac și ceilalți. Și la masă, dacă nu știu care făculiță, mă uit în dreapta, mă uit în stânga, ce au uitat, gata. Mă descurc. Altfel, trebuie să mă... Și pe urmă am descoperit lumea asta extraordinară și m-am mirat. A fost o fascinant, oameni. Mi-am căutat un duhovnic, m-am dus să alerg ca la nuntă. Eu vă spun, m-am spus preoți călugări, adică părinți călugări mari. Era București plin de bătrâni, de bătrâni, să spunem așa, cu sensul patericului, minunați. Cum să alegi? Da. Dar înainte de asta, în biserică, acolo am cunoscut, iarăși, un arhitect, Mihai Uzică se chema, de Dumnezeu să orinească, care era un, să mai exprim așa, un fel de campion al ortodoxiei. Avea simțul ăsta extraordinar să descopere erezia în cea mai mică părâma și semin. A scris o carte minuni și false minuni. Minuni și false minuni, o problemă care astăzi, după mine, de o actualitate extraordinară. O fugă după minuni, Doamne, Doamne. Și în fugă după minunile astea, cum să vă spun eu, să zicem, palpabile, se pierde simțul și vederea marilor minuni. S-a fost dezvoltat. S-a dezvoltat, da? Da, tu cât de ce minune că ești, ce minune că ești. Da. E bine, nu? Da, da. Și având în vedere că... Este că vedeți că și asta a fost că așa frumos și asta de ajuns puțin cam... Dumneavoastră i-ați întâlnit atâția oameni minunați.
Noi nu mai avem decât să ne bucurăm că m-am întâlnit pe dumneavoastră. Cu toți pe care i-ați cunoscut. Uitam la cei care sunt aici în față, pe 10 dintre ei i-am cunoscut, am stat de față cu ei, am ascultat. Unii mi-au fost duhovnici, profesori, la facultate, e, alții mi-au fost chiar ca niște bunici. Numai pe doi ne-am cunoscut, pe Noica și pe, și pe ultimul. Bine, adus eu. Da. Cu toții am avut în prașpa. Și, da, e, acești oameni, vă spun, ce să, unii au discutat foarte mult, cum e Părintele Macari, cum e Părintele Teofil, cum e Părintele Urianu, dar alții, Părintele Argatu, ce să vă spun, alții era Părintele Sofian. Părintele Sofian, uitați-vă la el, de multe ori nu îți spunea absolut nimic, doar stătea și te privea. Și tu îl priveai pe el și la un dat, după ce s-a terminat privirea, eu am spus, gata, am înțeles. Dar nu i-a spus nimic. Deci eram la dus, eram la dusul în chilie, stătea pe scaunul dumneavoastră, s-a uitat la mine, m-am uitat la el, o jumătate de oră, ne-am uitat un altul. Și la un moment dat, zic, am înțeles. Și tăcerea are un cuvânt de spus, da? Așa. Nu mai prezența omului cu har și cu Duh. Și ăsta, să știți că e într-adevăr întâlnirea aceasta cu oamenii. Păi ce noi întâmplători ne-am întâlnit? Întâmplător te trebuie de păr mai rău. Întâmplător am cu fiecare dintre cei de aici, care îmi sunteți fii duhovnicești, sau doar în întâlniri. Întâlniri. De un fel sau altul. Nimic nu este întâmplător. Altfel n-ați mai fi aici. Întâmplător este că l-am cunoscut pe fratele Stelian. Care s-a mutat aici la mine. Nimic nu e întâmplător. Totul în plan. În planul lui Dumnezeu există o minune. Ce minune că sunt, ce minune că ești. Ce minune că mai sunt, ce minune că ai plecat, ce bine că... Așa? E, dar, cum spunea și primatul Domnul nostru invitat, în seara aceasta, aici trebuie să facem diferența între întâlnirile bune și întâlnirile noastre. De ceea ce suntem noi mereu avertizați, că trebuie să avem grijă de anturaj. Spune-mi cu cine te întâlnești, cu cine te aduni, ca să spun cine ești. Deci nu trebuie să spui nimic despre tine. Spune-mi cu cine vorbești, pe cine admiri, pe cine citești, pe cine ai cunoscut și îmi dau seama și despre tine ca cine ești. Chiar dacă nu știu numele tău, pe acela de care spui tu că te-ai întâlnit, îl știe mai multă lume. Și cum spunea Ioan Alexandru, a zis și de Valentin Tudor, nu? Mai sunt și alți părinți care, și alți oameni care i-ați întâlnit. Voi n-ați întâlnit oameni în viață bună? Vă aduceți aminte de prima clasă învățătoare? De prima educatoare? Cum vă lua în brațe și cum vă dădea jucăria sau cum vă învăța primul cuvânt? Vă aduceți aminte de primul care v-a învățat desen? Sau să faceți... Eu făceam avioane modeling. De asta făceam avioane, așa. Și mi-am luat aminte și acum cum greșeam și cum mă certam și ce lucruri minunate făceam și cât până când mă bucuram că acel avion pe care l-am pus spura. Era o minune spura. Deci l-am ridicat în aer. Nu cu ce sunt acum, cu dronele astea care sunt în aer. Așa, le-ai luat și alea erau făcute cu munța ta de copil. Ce minunat este când te întâlnești la prima întâlnire cu ființa iubită, cu fata pe care crezi tu că e cea mai frumoasă de lume. Nu știu ce pentru tine sau prietenul cel mai bun. Care ai copilărit și care ai împărțit și bucățica de pâine și mărul din care mușcam împreună și chiar aveam cât un măr și îl împărțeam și cu toții așa, sau o butuie, care era mai haioasă și mai necăcioasă. E, acum mai vezi pe cineva că își împrumută mărul sau butuia să dea și eu sunt prieten sau... Nu, acum... Câte lucruri s-au stricat, câte lucruri s-au viciat, câte lucruri... Zicem că ne întâlnim, acum să zice parte, domnule, mai spune întâlnire. Parte. Ai fost la o parte? Vreodată?
nu le-am spus așa. Păi așa înseamnă, în sensul ăsta, acum nu mai sunt întâlnirea prietenești adevărate. Cum era rugul a venit? Nu, ați auzit de ala. Se întâlneau oamenii acolo și cum se făceau cele întâlniri duhovnicești de mai pomenite. Oamenii care fugeau de comunism și vedeam și se întâlneau în ascuns și erau persecutați, urmăriți în asta, dar ei căutau adevăr. Căutau oameni de omenie. Mai sunt astăzi oameni de omenie? Mai sunt, dar foarte puțin. Păi, la câți părinți spuneam că aveam București atunci, erau toți, nu știai pe cine să alegi, acum nu mai vezi. De ce să alegi? Aici e problema, că mai de ce alege. Atunci era prea mult și nu știai ce să alegi, acum nu mai ce să alegi. Iată câte lucruri minunate putem să avem între noi și întâlnirile astea duhovnicești de care tot vorbim. Hai că ne întâlnim cu invitatul nostru de fiecare seară. Pămâneștiți și de bun și de vreți și de așa. Doi, mă bucur de fiecare dată când vă văd. Și dacă lipsiți, vă duc doru. Nu, dar vă duc doru. Pe frate Stelian nu văd câteva ore și spun, vai ce doră să vede. Te-am mai văzut de mult. Nu-i așa? Nu spun așa? Dar chiar așa simt. De părul tău, părul și de aici în față, am început să-l trag de păr. Așa. Un om care s-a lipit de biserica asta, nu știu de când, parcă dintotdeauna, și nu s-a mai deslipit de aia. Iar că vin pe seara asta, mă bucure, nu. Și sper să o facem în continuare. Nu? Ei, cu amintirile acestea trec noi în viață. Ce am văzut, ce am întâlnit, ce sentimente și ce senzații am simțit în clipul acela. Și aș putea să spun că dacă ajungi la un moment în care să trăiești în amintiri, nu e bine. Înseamnă că te apropie de sfârșit. Ori le reaprinzi, ori cauți altă. Întotdeauna trebuie să cauți și altceva, și altceva, și altceva. Până când ajungi la Dumnezeu. Nu poți să spui niciodată că ajungi la Dumnezeu. Ajungi la Dumnezeu când... Aleluia, în glas 8, știi? Dar până atunci trebuie să fie o căutare continuă. Prima căutare e Sfânta Scriptură. O citești de curiozitate. O citești prima dată să fie așa ca o performanță. Bă, am reușit să citesc atâtea mii de pagini. Bineînțeles că n-ai înțeles nimic în prima dată. Cum a zis, a fost la psihic, n-ai înțeles nimic. Așa. După aceea începi să te întâlnești cu lucrurile în viață care seamănă foarte mult cu ce scrie aici. De fiecare dată, de ce spun că este o carte vie, de fiecare dată când o citești, întotdeauna ai să vezi în ea altceva decât ai văzut data trecută. Niciodată același lucru. Dacă te citești un roman sau te duci la o piesă de teatru pe care o vezi odată și nu-ți mai trebuie a doua. Păi, am văzut, nu știu ce. O piesă bună, într-adevăr, o capodoperă, cum e Scrisoare pierdută sau Caragiale, așa. Aia o vezi de zeci de mii de ori și tot te plinisești. Dar Sfânta Scriptură este vie. Este nemuritoare. În ea citești și pe statul să citești, pentru că în ea vezi, de fapt, viața ta, sensul vieții, adevărul. Păi cei care au cunoscut această carte și au pus-o în practică, a spus Dumnezeu Mântuitorul, fericiți sunt cei care ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu și îl împlinesc pe El. Că mulți ascultă. Și voi ascultați acum. Și noi ascultăm. Și la Trinita, și la Ziar, și la aia, și Mutare, și nu știu ce. Pe unul, pe altul, și ce. Una să auzi și una să trăiești. Una să vezi și alta să ți se întâmple ție. Să vadă altul la tine. Când ai întâlnit acești oameni care au trecut prin această experiență, și deja îi vezi că sunt vii, că mă interesofiam. Tace din gură și ți-a spus tot. Și am înțeles de ce am venit, ce am de făcut. După cum spunem, nu mai e nimic de spus. Deci, știm fiecare ce avem de făcut. Ne-am întâlnit, ne-am pregătit, ne-am comandorul acela care trebuia să facă misiune. Neapărat. Mergeau la sacrificiu, da?
Se întâlneau, se uitau unele la alții. Știi ce avem? Și plecam. La luptă, la război, la tare. Să la dublească misiunea. Și noi avem o misiune. Să ne mântuim. Dar nu singuri. Nu e egoist. Noi trebuie să ne mântuim împreună. Împreună. Pentru că singurătatea e grea. Singurătatea în doi și mai grea. Iar singurătatea veșnicii este nemaipomenită. Cum am putea să ne bucurăm noi răi dacă am fi singuri? Dacă n-am fi împreună, n-am fi în comuniune. N-am fi cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, cu Maica Domnului, cu Sfântul Nicolae, care era tot la mare, cu Sfântul Antonie, cu Cuvioasa Parastivă, cu toți Sfinții, cu toți prietenii și cu prietenii noștri. Cum ai putea să te bucuri că ajunge rai fără copilul tău? Cum ai putea să ajunge rai fără mamă? Cum ai putea să ajunge rai fără stelian? El poate ajunge fără mine, dar e fără el cu mine. Așa. Deci, ar fi groasnic. Și când am plecat pe drumul acesta al preoției, să mă iertați, am cuvântul. Am ajuns nu mai am. Am ajuns să-mi placă preoția după o întâmplare. Că un preot a reușit, avea niște păcate ale lui ascunse. Nu le știa nimeni. Dar Dumnezeu le știa. A reușit cu toată dragostea lui, cu toată știința lui, tot apropo lui, să-și mântuiască toată comunitatea. Toți fii duhovnicești. Asta s-a întoarcă. Și în timpul lui de o viață, pe toți care a dus, s-au dus la rai. Toți erau bucuroși, veseli, că acolo este loc de grădeasă, de plină și de bucurie în Duhul Sfânt. Nu se poate. Acum e întristare. Nu este Duh de întristare. Deci doar fericire. În Împărăția Lui Dumnezeu se află știrile, cum le aflăm dimineața, când nu la televizor, e ce s-a întâmplat. Acolo, în Împărăția Lui Dumnezeu, există un dispecerat al Îngerilor, care anunță toate evenimentele ce se întâmplă. Cine s-a născut, cine a murit, cine s-a mântuit, cine s-a osândit, cine cu tare, cu tare, toată lumea află. Și așa ca și noi. Ne bucurăm când avem lucruri bune, dar nu prea le aflăm, când ne întristăm când auzim nenorociri. Și le discutăm ce le auzim. Și s-au mântuit azi. A murit și preotul respectiv. Și s-a anunțat despre că a ajuns în iad. Toată comunitatea credincioșilor, așa, s-a întristat. Toți de rai s-au întristat. A început un boget acolo, nu se putea. Bineînțeles că a venit rânduiala Raiul și ce faceți voi aici? Da? De ce faceți? N-aveți voi, nu există așa ceva. Păi nu se poate să ce să fim atât fără preotul nostru care ne-a dus pe calea aceasta. Și singura care a fost să se ia o dispensă la Tatăl Ceresc, ca preotul respectiv să fie adus nenăsândă alături de ei. E, cam pe principiul ăsta merg eu în viață. Vreau să-i mântuiesc pe toți care sunt aici și dacă se vor ruga pentru mine și vor plânge. Constanța, vei plânge pentru mine? Da. Aia care i-am spus. Așa. Sigur am și eu o șansă de mântuire. E, întâlnirea aceasta, chiar a zis foarte bine și m-am minunat. Noi ce căutăm azi când ne vengem în lume? Să vedem ce? Pietre. Pe care grecii le pun în evidență și ți-a luat eu imediat doar că te uiți la piatra aia acolo. Noi câteva nu le avem în țara noastră. Tu te lasă albă să zici tu, dar să vezi câte pietre sunt acolo. Și ce impact spiritual are locul acela. Bun, ce ducem acum? Să vedem mănăstiri care le-am văzut, le vedem în poze, le vedem în ce, să vedem. Na, noi nu vedem oameni. Deci să spune în poporul nostru, nu mai vezi pădurea de copaci. Noi nu mai știm să vedem oameni. Vedem pe Dana Criminala, vedem pe cine? Pe Bianca Drăgușan? Pe cine vedem? Pe Dan Capatos, care s-a dăpit și ăsta la care. Pentru bani. Nu mai facem nicio misiune. Ce vedem noi? Nu mai vedem nimic. Nu mai vedem nici pe Dumnezeu. Și cu asta închei. Era un bătrân într-un sat, am mai spus-o, care toată viața a fost un credincios absolut autentic. Mergea la Sfânta Liturghie, era o bucurie pentru el întâlnirea la biserică cu Dumnezeu. N-a mai putut datorită vârstei. De-abia să trăia până la poartă și era foarte nerăbdător să-i întâlnească pe cei care vin la biserică, să-i întrebe
Mi-ai fost la biserică? Am fost văzut. Și ce ai văzut? Aștepta răspunsul. Păi, și am văzut-o pe Pana Elena, am văzut-o pe Pana Carmen, Juliana, pe mama Ioana, pe ăsta cu părul negru frumos, așa cum dar. Și bătrân zice, ce n-ai fost la biserică? Că dacă mergem la biserică, te-ai fi întâlnit și mi-ai fi spus. Ai văzut-o pe Maica Domnului, spune Mântuitorul Hristos. Ai auzit Evanghelia, ai văzut pe Sfinții, care, pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară. V-am spus să i-ați învățat pe Sfinții de biserică, de câte ori veniți la biserică. Ieșiți pe ăștia de aici, care sunt invitați? Da, și eu, nu? Ei, aveți o temă. Aveți o temă. Când îi veți schimbi pe toți Sfinții ăștia de biserică și vă îndrept cu mâna la loc pusă, atunci pot să spun, ați fost la biserică. Cu adevărat, ai fost la biserică. Îi știi pe toți, spune, ăla acolo, aia sunt acolo. Și imediat cu ochii Chisului, sunt ocultați, cu adevărat ai fost la biserică. Doar că te-ai dus și ai spus, bă, uite, aia a venit cu părul roșu, aia a venit în pantalon, aia a venit cu părul despletit, aia a luat foc, s-a părlit. Și păi, te rog, începe. A, da, să vă spun o figură din Sfântul Altar, de m-am oprit duminică la Sfânta Liturghie. L-am bănit cu șorul la care îi zic, nu, e așa, un fenomen. E pe altă lume, știi? Mă, dar zic, mă, cuplează-te aici să vezi că, uite, ai de făcut, trebuie să prinzi momentul ăsta, prin scădența, problemul ăsta, trebuie să ieși cu lumânarea. În problemul ăsta, așa. Trebuia să anunțe clopoțelul când eu spuneam epicleza. Acesta este trupul meu, luați, mâncați, acesta este. Așa. Și el nu era atent și eu m-am dat la el. Zic, ce faci? De ce nu ești atent? Și eu am continuat. El era cu vasul de anafor pentru Sfinții, pentru că zic, luați, mâncați. Și el, pa! Am așa băgat în gură, anafor. Și am luat cu ea în brașă. Închipuiesc că, da. Zice, zic, luați, mâncați. Și el a făcut exact ce am făcut. La Bet să mai făcut. Nu am mai făcut, mă, și-a dat seama. Așa este. Voi ați întâlnit vreodată cineva? Hai că aici te intrăm în dialog. Doamna Elena. Pe cine ați întâlnit noastră în mod deosebit în viața noastră? Persoane care nu le cunoașteau sau nu le cunoașteau? Ia spuneți, l-am întâlnit pe soțul meu. Normal. Așa. E o persoană importantă, da? Așa. Ia zi. Pe care? Da. 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 Față în față, m-a băgat cineva acolo și am discutat. Mama mea. Hai că vă spune mama mea. Carmen Liana, Roșnicea. Păi cine ai întâlnit? În mod deosebit. Cu părintele Daniel. Da. Profitul adică. Da. Și pe cine mai întâlnit? Cu părintele Arbea. Da, cu părintele Arbea. Da, cu părintele Arbea. Pe dumneavoastră cine v-a impresionat mai mult în viață? Pe dumneavoastră. Care au poate reușire nefastă, vrem să spunem noi în primul moment. Au dezmâncit oamenii în viață? Și aceea le fac bine.
v-au dezamăgit. Nu, îți fac bine. Și aceia îți fac bine. Chiar că cei care s-au fost, te-au dezamăgit la momentul respectiv. Toți erau străini sau au fost și din familie. De exemplu, eu am o vie amintire despre bunicul meu, Vasile Dasar. Așa este. Bunicul meu a avut o mare influență asupra ceea ce sunt astăzi. M-a purtat în spate, m-a ținut în spatele lui, cânta la strană fără microfon, ce era acum. Și astupa cu glasul lui, era o mână de om, avea 60 de kg. A stupat cu vocea lui toată biserica, că n-avea acustic, era tot din lemn și numai vocea lui s-auzea. Dar numai că vocea, cuvântul lui, calitatea lui de om, gospodar, drept, cinstit, precis, onest, cu dăruire, credincios, era cântăreț, cu clasă, deci cum e Sebastian, cum e Elip, deci crea note, cum compunea, deci a influențat slujba așa, i-a ajutat cu preoții respectiv în misiune. Da? Deci, iată și din familie, noi zicem de alții străini. Și pe mine, sunt, așa cum mica mea, puțin o bătrână mică și așa, făcușată și mică la biserică, așa, mi-a rămas în ea copil și nu înțelegeam mare lucru, dar acum, știți, parcă stau așa și zic, uite, de la bunica așa am descoperit și o biserică și așa încerc să... Dar nu, te-a influențat cu tradiția, cu datina și cu lucru bun și sfânt. Mama, așa trebuie făcut, că așa îi place lui Dumnezeu și așa, uite, am învățat și eu. Și tu l-ai ca la cantare, adică nu ieșai din cuvântul ăsta, era un lucru sfânt. Ceea ce astăzi copiii noștri nu prea mai ia din cuvântul nostru celor sfânt. Deci aia... Nu o fi, dar parcă pe Google spunea ceva. Deci tu îmi spui, dar cum? Îmi spui așa să mă amăgești. Eu pe mamă țin. Pe mamă țin poziția prima, nu? Mama ți-a fost pentru tine icoană. Chiar a fost pe o femeie. Așa e, mă, nepot? Așa a fost? Da. Mai trăiește? Nu mai trăiești. Tu? Te-ai speriat? Nu, nu m-a speriat. Da, ce? Când spui că ești cunoscut ca adevăratul om, atunci când acea persoană a fost nostru, prietenul nostru. Că schimbă, că te pune pe altul, deci te ia după linia asta și te pune pe linia cealaltă. Eu am cunoscut un profesor, profesorul de matematică, a dezvoltat acea părință, așa cum poate lasă dacă ați întâlnit cu profesorul de desen, ar fi dezvoltat acea abilitate. Contează foarte mult. Era un profesor din Anglia care spunea că în anii 30 o fată era foarte zglobie și părinții au crezut că este normal. Au dus-o la un doctor, au lăsat în cameră singură, au pus muzică și i-a dansat. Și a devenit cea mai mare bătrână. Eu cred că atunci poți să spui că în viață ai cunoscut un om potențial, pentru timp, pentru că ți-a schimbat destinul. Am cunoscut persoane care au cunoscut oameni providenți. Părintele Nicodim, ce acum regretă că nu a cunoscut cu 3 luni înainte să mă căsătoresc. Zicea că ajungeam episcop sigur. Dar eu zic mai bine că nu m-am cunoscut. Dar e doar în viață. Da.
Am cunoscut pe părintele Profil și al Bogorești. A fost ok. A fost ok, dar din biserică, părintele de lasă de la persoană, cu mine au făcut ceva. M-am dus, nu știu cum am ajuns acolo, acum 16 ani. Asta e minunea, că nu știi cum ai ajuns. Da, acum 16 ani. Deci, efectiv, m-am trezit pe drum. Pentru că mă duceam spre Sibiu, la fel cum în Salonica a descoperit mănăstirea Sfântului Teodora. Da. Tot așa. Întâmplător, da. Exact, întâmplător. Și nimic nu e întâmplător, tot e întâmplător. Pentru că acum 16 ani nu prea se știau unde de lucru. Virgil, tu care ești fără părinți, cu cine ai întâlnit? Părinții, soția ta. Da. Păi mai vreau să spun că de ultima oară. Că am mulți ani cum la biserică. Da. La ultima oară, la persoane cu părinte, cu viața sfântă, nu vreau să-i dau numele. Da. Mai sunt, este doar singur monah. Mai sunt în plena sfinției sale, simțeam așa o stare de pace, că nu știe. Și mai privind după aceea, un sfânt, așa, cu bolă de licoană. Și am stat de vorbă, m-a sfătuit. Și de câte ori mă duc acolo, am început să mă duc mai des, îl caut și stă de vorbă cu mine și sunt cu mare bucurie. Și tot la Frăsinei am întâlnit un creștin, Mirea, care a rămas prieten cu el și mă construc cu el cu foarte multe lucruri, îmi comunicez prin telefonele din Gorgea, dar în scurt timp se va călugări la muntele Arcos, la un an de Chilesc, schipului Lacu, și deja a vietuit 11 luni în Muntele Arcos. Are 11 luni de vietuire în Muntele Arcos, care pe maică s-a bătrână cu 29 de ani, așteaptă să treacă la Domnul și după aia sunt 40 zile și a zbor la Muntele Arcos. Vrea să te zice viața Marcii Domnului, care a zis și acolo. Câți ani are? Vedeau 50 și ceva. Și am rămas pe acolo și... M-a influențat așa foarte mult, adică în probleme... Când o să ajungi la Muntele Arcos, o să ai cazarea sigură. Da. Te rog. Pe 16 ani, dar m-am spus. Și acolo descoperi niște oameni cu povești astfel încât de viață, astfel încât te simți că ești ceva fericit. Dacă și tu poate ai niște lucruri. Și într-adevăr și-au găsit rezolvarea prin pocnici. Așa este, așa este. La tremea. Multe persoane, începând cu familia, bunicii, mama, deci care de mici ne-au dus la biserică. Fiica ta. Care asta... Care te pune la punct și te așează. Deci fata ei o învață pe maica asta și trebuie să facă și eu. Spuneți tot? Da, e. Două cuvinte am spus și eu. Și pe așa, să ne spățiți. O să pățim și noi, da? De părinții care ne ascultă de cuvânt. Constanță? Da. După ce l-ai cunoscut? Deci eu nu pot să uit pe părintele de la noi din sat, de când eram un copil. Popa, cum îi spuneau, da, fiastră cu popa. Deci mă impresionau foarte mult predicile. Dar eu le spuneam povești, nu spunea că, nu știam că îi spune predic. Deci acum le țin minte. E mare lucru, da. Țin minte o predică. Deci parcă îl văd acum în fața altarului, ales am fost acum la mormântarea fratelui meu. Deci eram, mă uitam în fața ușii, la ușa altarului, parcă îl vedeam pe el. Deci mi-a rămas așa întipărit. Apoi l-am cunoscut pe părintele Calistrat, care mi-a plăcut foarte mult. Da. Părintele Gherontie, de trei ori am plăcut la mine. Da, așa este. Părintele actualul meu părinte duhovnic, părintele Dinu. Da. Dumneavoastră. Îmi plac predicile noastre ale fratele de Stelian. Da. Deci lucruri care îmi plac și mă simt foarte bine. Gherontie de la Caraiman. Care a decedat. Gherontie Pui. Tante Dorina. Da. Stai acolo, Spani. Ce te-ai impresionat cu tine? Ce oameni ai întâlnit în viață? Cum ai ajuns la biserică? Prin bunica mea, de însodinească, de mică copil, am învățat credința. Deci, citindu-mi de mică, m-a învățat cum să fac cruce, m-a învățat cum să mă închin. M-am impresionat foarte mult. Treceam de la școală spre biserică, mi-amintesc, făceam cruce, era mică. Când auzeam clopotul, plângeam. Eram o fire foarte sensibilă.
Deci, poate Dumnezeu, înaintând în vârstă, m-am îmbolnăvit pe caz de boală, dumneavoastră m-ați cunoscut, care îmi sunteți și duhovnic. M-am curat foarte mult când v-am întâlnit ca un om deosebit. Ceva care mi-a rămas și îmi rămâne toată viața mea întipărit de întâlnirea dumneavoastră, deci de mică fiind cu credința mea. Poate Dumnezeu m-a îngăduit, adică să devin, să ajung, să vin cu dumneavoastră în Sfânta Biserică. Care vă mulțumesc și mulțumesc lui Dumnezeu și în Sfânta Parascheva care va fi. Acum nu spune pentru că se filmează, ci pentru că am discutat puțin mai înainte. Chiar asta era numai noi doi aici și da, acest uite, mulțumesc de bunul Dumnezeu. Facem un dialog așa, fiecare. Și ne aducem aminte fiecare de lucrurile acestea minunate. Până acum veneau conferențiani și vorbeau o oră. Sterian încerca să le mai pună întrebare două dar, dar nu e așa că ați venit bine pe drum până aici, nu știu ce. Ei, nu. Acestea sunt lucrurile pe care noi vrem să le facem. Să comuniune, comunicare și să ne aducem aminte. Uite, fata asta, să-și aduc aminte că a fost seara aceasta în biserică cu tatăl ei, care a vorbit despre bunica ei și care tu n-ai spus nimic despre ea. Așa, tu ești printre Sofia. Nu spui nimic. Noi am înțeles tot. Chiar ne-am gândit și vorbeam cu părintele în altar mai de mult, fiindcă tot în pomenicele care vin de la credincioși sunt pomeniți mulți dintre părinții duhovnicești la adormiți, la răposați. Sunt multe nume enunțate, pomenite, deci oamenii au evlavie la ei, prețuiesc. Vorbeam cu părintele să facem, că toți se apropie moșii de iarnă, să facem o slujbă a parastasului în care să-i pomenim pe toți. Câți îi știm, pe cei 12 de acolo, fiindcă adică nu toți sunt, 10 sunt răposați și pe alții mulți pe care îi știm și ne ajută chiar și pomenicile credincioșilor să identificăm și să facem un tabel, o listă. Și poate facem, Părinte, parastasul acesta, chiar acum de moșii de iarnă. Facem cu ora mare. Anunțăm dinainte, cu colivă, cu vin, cum se face de fără îndoială și să-i pomenim pe toți, fiindcă în rugăciune să conturează și se consolidează comuniunea. Vreau să vă întreb, domnule Costion, trecem așa de la una la alta, de ce v-ați auto-intitulat cartea Intersectări, Încrucișări și la subtitlul? Am de ce? Că a zis că ne veți spune. Pentru că sunt întâlniri care durează foarte puțin și care dețin de toate viața. Adică sunt atât de esențiale și pentru chelnițe. Și pe acolo viața, adică astea sunt intersectări. Te intersectezi cu cineva, dar nu treci pe lângă el, ci comunici în momentul ăla. Uite, de exemplu, acum mă gândesc, mi-aduc aminte, eram la un moment dat în un pas în Delta. Veneam de la Sfântul George spre Galaș, nu știu de Turcia. Și acolo era o fată multă, o fetiță, nu știu, eram o măsurat de la soția mea, ceva de foarte spus, era un copil de 8 ani, frumos. Și am vorbit cu ea, ea nu putea să spună nimic, era mai mă privea. Și când am despărțit, eram cu lacrimi în ochi și pentru amândoi fusese ceva care era total, înțelegeți, total. Și atunci, asigur că astea numesc încrucișări. Urmă, sunt însoțiile, deci sunt oameni cu care te întâlni la un moment dat și mergi toată viața. Obicei sunt prieteni care sunt prieteni și mergi toată viața, îți ajută și viața să fii, să zic că poate să fii în proximitate. Toate sunt întâlniri, dar de aia spun, nu durata contează întotdeauna. Se întâmplă să te încrucișe și mai fulguram cu cineva și din privirea aia care o schimb cu el, să vezi că e ca exact cum e la Blaga, că tot un fel de poezie, Părintele, mirabila sămânță. E o pădure întreagă care poate să iasă din sămânță, dar rămâne la stadiul de sămânță, sau poate puțin încorcită, dar și aia este, există. Există și este în ea esența unei... Pentru că așa e... Și cum sunt stelele pe ce sunt gândite acolo. Într-adevăr, e adevărat că
lucrurile se amorsează unele pe altele și ai cunoscut pe unii, cunoști pe altele. De-aia eu când mă uit aici și se mirau pe bună dreptate, că sunt nume multe de tot, nu cu toți și aceeași legătură am avut. Aici erau în momentul respectiv cei care erau în cer, deci au plecat, acum s-au schimbat. Deci erau aia care erau în fine, în viață la momentul respectiv. Deci, acum aș vrea să vă spun că Părintele a zis de Scriptură. Da, eu vreau să vă spun ceva. Da. Vă rog, îmi pare rău. Am tras cu ochii pe cer, da. Are aici o schiță. Și spune, de multe căi de întâlnire cu oameni, cu Dumnezeu, viața, cam și de întâlniri, au judecat de vântă seama în legătură cu trei noastre și spune, e ce ai așa puțin, Ioan Alexandru, scuze despre Mihai Uzică, nu vă rog. Părintele Ioan Stoice, spune, a fost primul meu după. Primul meu după. Până a murit, da. Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Paisio Lahmă, nu, Dumitru nici mai aici, Orea Berne. Apoi, întâlnit cu Sfinți, Efraim Ioan Evanghelist, Ioachim și Ana, Reseie, nu știu. Mai dragi. Întâlniri livrești, din librărie. Osip Mandelstam, Andrei Tarkovski, Dostoevski, așa și mai departe. Întâlniri cu oameni simple, țărani, etc. Și ultimul, întâlniri cu fete frumoase. Ei, asta nu m-am gândit. Pentru mine orice timp... Întâlniri cu fete frumoase. Fără să, cum spun, chiar dacă e cuțișare, e ca un... pare ca un mesaj, da? Pentru că de ce? Uite, astea, frumusețea, mă rog, am dezvoltat eu în altă persoană. Frumusețea se impune de la sine, adică nu este chemarea asta spre frumos. Și de ce, de exemplu, un om frumos se duce cumva, așa, în prima clipă, pe urmă, sigur că încep să vezi și alte lucruri, dar prima, de ce? Pentru că e o chestie, în principiu, la început cel puțin, care nu e făcută. Adică nu te poți face tu așa. E clar că Dumnezeu te-a făcut așa și e total bun, părinții o să spuneți așa. Deși întotdeauna e foarte evident că... Dar și pare, deci, o frumusețe de chip, pare o frumusețe venită ca un mesaj... Un dar. Da, da, o nealterare, în fond. Nu? Că trebuie să fost frumos. Nu, Hristos e foarte frumos, în fond, ce avem noi în povești, deci Maica Domnului e prea frumoasă și așa. Și apropo de întâlniri, că sunt aici în Scriptură, la Ioan, sunt două întâlniri care mie sunt extraordinar de dragi. Una e cea cu Nicodim și alta e cu sunt una după alta, la 4 și 5, parte, și una cu femeia samarina. Una e noaptea, și vine el la Nicodim la Mântuitor. A doua e ziua cealaltă și el vine la femeie. Un e cărturar, cealaltă o femeie simplă. Și dialogurile sunt extraordinar de teologice, dacă vrei, și cu unul și cu altul. Și le descoperă lucrurile cele mai extraordinare. Pentru că e întâlnirea cu Dumnezeu care poți face și dacă ești învățat cărturar și păi de noapte, că atunci parcă se dezvălmute și poți să ai și în fața lumii ziua cu femeia cea mai simplă și dacă vreți până la urmă și puțin păcătoasă, să zicem așa. Și cui dezvăluie? Că n-a dezvăluit pe multe ori asta. Ei a spus, eu sunt Mesia, eu sunt Mesia. Ei a spus. Extraordinar. Iar lui despre nașterea în Duh și așa și faptul despre Duh, i-a spus foarte. Duhul bate unde vrea el. De aceea, într-adevăr, cum spunea Doamna, caută peste tot chipul lui Dumnezeu, pentru că e și acolo unde noi nu, la prima vedere, nu credem că e. Într-un fel, în cei mai necăjiți în față și în frațești amici este Hristos. Asta așa. Încolo, da, fetele frumoase, după mine, am pus-o special acolo și nu știu dacă ne ajungeam până la sfârșit, eu când văd un chip frumos, dar așa, nestrica, cum să zic, cum am început la povești. Natură. Da, da, nu înseamnă că îmi pun un postcating, dar vreau să zic, neînceput așa, mi se pare că vine de undeva din altă lume. Poate să fie și de băiat, bineînțeles, am pus așa pentru că nu simt așa și mai ușor văd și mi se pare că totuși femeia e mai frumoasă, din start pe decât când a făcut Dumnezeu pe Eva, n-am mai făcut-o din țărână, n-am mai făcut-o din... Am făcut-o dintr-un om.
Da. Adică, dincolo de concretețea faptului biblic, ați spus că mulți duhovnici deosebiți pe Părintele Paisonar, pe Părintele Benedict Ghiuș, pe Părintele Ilie Crova, pe Părintele Anistie Bălan, Sofian Bobiu, Gașeni Papacior, pe Teofil Părean, dacă ar fi să luați, de pildă, la Părintele Paisie, ce v-a rămas sau ce v-a impresionat sau marcat cel mai mult? Acum, Părintele Paisie... Adică din foarte... Să vă rugăm numai puțin, să nu vorbim pe lângă, fiindcă se și înregistrează, se creează și un zgomot de fond și e păcat să postăm pe site înregistrarea cu impurități. Mi se pare că este reacția acesta, numim pleada asta extraordinară, care, mă rog, mai mult pe început de numerare acolo care a spus, este un fel de primus inter pares, adică primul inter, da. Se impunea, exact cum spunea Părintele, printr-o tăcere în fond, nu ținea ca Părintele Cleopa, prelegeri lungi și foarte profunde și foarte detaliate, foarte informate și cu un farmec, ca povestire extraordinară, că nu era mai ce spunea, farmec în care făcea expunerea asta. Dar Părintele erai, nu-ți mai trebuie nimic, simțeai că ești cu Dumnezeu acolo. Lucrul ăsta se transmitea instantaneu. Adică nu trebuia să stai mult sau ceva greu de definit. Și asta am văzut-o, au simțit-o mulți. Adică au simțit-o oameni care nu prea au de-a face cu biserica, oameni care au de-a face cu biserica. Acum lucrul mai este ceva. Și aici asigur că de noi poate pe toată inovațiunea, că aminte când am fost la un moment dat la Părintele Cleopa și ucenicul lui de chilie, în vremea era un părinte care cred că cunoaște Gheorghe Iordan. El e pe aici acum, pe la Cădălușan, și un pic migrator, așa, un călugăr mai, care are povestea lui formidabilă cu Ventru. Și el atunci era foarte încăucat acolo, a prins de căpetă și ne spunea un om, măi, zice, dacă noi, care avem pe Părintele Loc, Părinții Iulian, dădea niște nume așa, nu facem nimic ca să ne mântuim, zice, e rău de tot, zice, dacă n-ai avea, n-ai avea, dacă îmi dai modelele astea în față și lângă tine și așa, n-ai voie să ratezi. E, sigur că mai ratez, dar vreau să spun că asta este, iarăși, important, faptul că te-ai întâlnit și ai dat de un om care este, cum spunea acela, providențial și tu nu ții cont, ești foarte vinovat. Sigur că, se spune, e mai vinovat și adevărat cel care știe decât cel care nu știe. Chiar dacă neștiința nu este, e și ea un păcat, necunoașterea, neimplicarea în cunoaștere. De-aia nu se și spune că pe noi, ortodoxi ne va judeca puțin mai aspru sau mai exigent decât pe cei care nu sunt. Pe preoți ceva mai exigent decât pe credincioși obișnuiți, pentru că li s-a dat să mântuiască turma aia. Păi nu, că a spus că să mântuiesc pe turma. Asta adică aveți. E foarte greu să-i duci pe toți să nu pice niciunul. Și lui Hristos i-a picat unul într-o comunitate din asta. Da. Deci era ceva ce, în orice caz, îl pun cel mai sus. După cum am niște vârfuri așa, deci un monahist, și pot să pun pe tot pe Părintele Paisie, în teologie pe Părintele Staniloae, între duhovnici, părinții de mir, pe Părintele Iulian. Da. Deși am cunoscut multe, Părintele Galeriu acolo și extraordinar. Și alții și alții. Însă, da, cred că așa ce am părea, coborât direct din cer, cred că sunt câteva secvențe pe o casetă de la Trinitas, din TPP, nu știu, dar foarte puțin. Bine, comentarii și saluturi ale Părintelui Paisie. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate. Dumnezeu și Măicuța Lui să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să ierte pe toți, și pe cei vii, și pe cei morți. Vă doresc tuturor un colțișor de rai. Amin.
Dumnezeu să vă dorească un colțișor de rai. Să ne întâlnim cu toții la ușa raiului. Să ne vedem cu toții la ușa raiului. Mergem sănătoși și să ne vedem la ușa raiului. Drum bun, să ne vedem la ușa raiului. Să ne vedem cu toții la a doua înviere. Să erau câteva din saluturile, da. Fie de rămas bun, da. Fie de binecuvântare ale Părintelui Paisie. Da, erai cu el în rai, adică în momentul ăla tot să le păda și te simțeai, era un sentiment așa de fericire totală. Dar nu era că intrai în dialog și că, cine poate că alții au intrat, care am trecut, spunea o rugăciune, nu mă spovedeam pentru că și asta o făcea el, mă rog, ca o primă contact, ca că vrei să te spovedești. Ai duhovnic, eventual te întreba și pe cine. Păi atunci spovedește-te la el. Bun, dacă insista omul, îl lua, dar vreau să zic că, normal, așa am fost noi învățați, că duhovnicul ce unic și bun, sigur că pot să fii în situații delicate în care să ne ajungi la el și cu binecuvântarea lui să te duci la alții. Ce v-a impresionat la Părintele Benedict Iuș? Un duhovnic mare, mai puțin cunoscut, însă o personalitate extraordinară. Da, Părintele și mai puțin cunoscut la... pentru că a murit pe 90 și... Trăia aici, locuia într-o căsuță pe malul lacului la Snagov. Și era un părinte de o filmețe, nu avea barbă mare așa, avea un pic de barbă așa, o față albă. Cam cum e părintele Mihai, al nostru, cu un pic de țăcălie. Și foarte fragil părea, dar de când a cunoscut era așa, adică un Parkinson și așa, un tremur, așa, ființe, a trăimut, adică sunt oameni din ăștia care zic că mâine pică și ei o duc mai mult decât altul care dă mai plau, mai sănătos și ăla chiar pică. Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania l-a numit monacul printre intelectual și intelectualul printre monac. Da, avea o bibliotecă așa, nu vorbea mult nici el, vorbea dedicat așa și puțin, să puțin cum am fost eu, dar tot așa, intra în chiria lui, avea cărți, avea o maică care îl îngrija. Și nu era să ne dea un pic de dulceață de cireșa mare, excepțională, acolo, avea și o verană. Nu... iarăși nu a fost... De fapt, acum s-au publicat niște scrisori ale lui Lumina. Și... să zici acolo, că, da, dar fără să fie dezvoltări de cine știe ce... El, fiind un teolog, fiind, trebuia să fie episcop la un moment dat, fine, așa a fost, s-au mișcat timpul atunci, că n-am ajuns episcop, dar era un om de o finețe în rapid și, într-adevăr, cu o cultură destul de mare. Asculta radio Europa Liberă, culoate și în radio, și până a fost tot mai bolnav, adică vedeai medicamente și, dar, o lumină și o... Țipa odată un copil acolo, știu care am fost, zice, dacă am țipat și de după Dumnezeu, când țipă copilul ăsta, știu, e grozav. Asta da. Asta da. Dar Părintele Iulian Stoicescu, la un moment dat, ceva la un desene. Părintele Iulian Stoicescu, deci eu când a trebuit să... M-am dus la biserică, cum v-am spus, primit de oameni. Adică în drumul acolo, ne-am dus la Puișor, acolo, pentru că era... Părintele acesta, Negoiță, Atanasie Negoiță, care era profesor de ebraică și de testament, cum se face. Și noi făceam ebraică cu Ioan Alexandru la facultate, mi-am zis, mergem aici și aproape de casă stăteam acolo, nu era chiar, nu eram la popăsări. Și noi mergem acolo și și ne-am dus acolo unde v-am spus că am înțeleam și am început, am început tot de Crăciun, am început. Și acolo ne-am cunoscut pe nașul ăsta, Mihai Uzică, în fine, era fost editat până de anul ăsta. Și a zis Mihai Uzică că ne-a fost naș, că eram necumunați, noi eram așa, pe locul, l-am dat necumunați de când la sfat. A fost de amdecă, de exemplu, ne-am dus să ne spovedim, nu știam nimic ca părinte. Vreau să răspoviți și e cu totul întâmplător, zic, nimic întâmplător, am întrebat, dar sunteți comunat. Nu, părinte, nu știam că nu putem să lăsăm la altă. În fine, era un înțelepător. Și până mi-a zis acest Mihai Uzică, care era introdus și cunoștea și pe plătit și pe astea, zice, părinte Atanasie, un părinte minunat, slujește frumos, corect, e un om cum se cade, dar nu e de duhovnic.
cred că căutați un duhovnic. Și mi-a dat o listă în care era Părintele Galeriu, era Părintele Alexe Burcă, era Părintele Gheronte, Părintele Sofian, erau vreo 6-7 părinți. Și am început duminică de duminică, că eram lucram și cu sâmbătă, acum era atunci, am încinat pe lumea. La o biserică, la alta, se apropia Paștele și eram în criză de timp cumva. Și m-am dus la Părintele Galeriu minunat, Părintele Alexe Burcă, un părinte tot așa extraordinar. E o carte care a apărut în cinecolo de nici la Biserica Bocu, care a avut o jituie în cap. Și când am ajuns la părintele acesta, n-avea nimic în plus la prima vedere, înțelegeți? După unii vezi, la două față, scrieți-l Părintele Galeriu, care cum te vedea, te și pescuia. Nu te lăsa, imediat te întreba cine ești, tare, te făcea totul ca să te țină lângă l-am. Deci, nu știu, a fost așa. Și am rămas și am fost o bucurie de părinte. Era un tip de părinte vechi, deci care era făcut să fie părinte. Nu, n-aș fi putut să fie altceva, niciodată. Niciodată. Și dedica totul. Pentru că ori îl lăsai să slujească, ori murea. De modă veche, puțin așa, și am mers lângă el. Tot așa, nu mai vorbeam mult, foarte dedicat spovedanilor, slujbelor. Avea așa, vedea așa încet, tot era foarte... Făceam slujbe, nu vreau să... Asta e o problemă, cum să transmiți, încă tu dacă ești în treabă mai... Devii matur, nu? Toți sfinții cum au ajuns sfinți, pentru că au fost niște maturi, care unii i-au văzut trăind, diplomații lui Dumnezeu, care au beneficiază de diverse ajutoare din partea lui, minunți sau așa, pe cum transmiți mai departe. Cum transmiți ca să, pentru cineva care n-a cunoscut să pricepe. Aici începe puțin dificultate. Pentru că, sigur, sunt oameni care au cât de cât oarecare dar l-a scris, numai așa știm noi despre, nu știu, despre cine găsește, despre Linescu sau nu știu ce, și începem să vizualizăm puțin persoane, dincolo de faptul că citim. Dar știi ușor că le vezi faptele și atunci așa, dar ce poți să zic un părinte care a făcut ca orice părinte o biserică acolo, a reparat pe nu știu ce. Lucrurile erau foarte delicate și foarte fine, adică trebuia să fie acolo, să vezi. Sunt alții care sigur că au o bătaie mai mare. Deci la Părintele Galeriu era simplu, într-un fel. Nu știu, se vedea imediat din felul cum vorbea, cum se mișca. Și ca să-l transmiți, însă iarăși cum îl transmiți? Ca să înțelegeți că Părintele Galeriu era, vezi chipul ăsta, era figura. Și până simt că în cazul lui există înregistrări. E puțin mai generoasă baza asta de informații. Dar asta sigur când scrii, n-am eu dar vorbit așa, încerc cât de cât să surprind câteva lucruri. Sigur că sunt lucruri comune multora. Deci toți sunt delicat. Vorbește Părintele Stăniloae, are o material foarte frumos despre delicatețea Sfinților. Ei sunt delicați. Deci dincolo că îi vedem noi mari rugători, asceți, nu știu ce, predicatori, ce am vedea acolo, ei sunt foarte delicați. Într-adevăr, părinții ăștia, și nu numai părinții, și oamenii, că nu trebuie să facem. Sunt oameni din lume, mireni, excepționali, extraordinari, care au... oamenii ăștia mari, dacă sunt cu adevărat mari, la Sfinții, cu precădere, sunt foarte delicați. Nu, și când îți spun un cuvânt, mai ascult, simt delicatețea în spate, din mai ascult ca să te scoale puțin din somn, să te trezească din moțaiul ăsta spiritual. Dar dincolo de ei, tot o delicatețe. Noi ne brustăm foarte mult unii. Eu ți acuză lumea, ți-a fi o lipsă de tandrețe, de delicatețe, de, nu știu cum, real, care se manifestă, în care se manifestă mult prin puțin. Printr-o privire, printr-o bună, printr-o strângere de mână, printr-o... da. Se poate... asta, fără de multe ori și prea mult cu să sar prea tare pe el ca să-l ajut, nu știu ce, pot să-l mai mult să-l drăgțez, să nu se simtă bine, să zic, să nu se simtă
frumoasă asta, prea fericitul de optist, mai mult decât un părinte patriarh, un patriarh părinte. Așa este. Vă mai întreb la părintele Achim, un ciuleac, ce m-a impresionat cel mai mult. Un mare duhovnic al Putnei, da, era impresionat. Uitați, da. Sunt câțiva duhovnici pe care în ultima vreme îi pomenim tot mai rar. Părintele Moicescu și el mare. Da. Părintele Achim, un ciuleac. Părintele Alexie Bârcă, de care ați pomenit, noroc cu doamna Liliana Toma, fiica dumnealui care mi-a scris și pe care i-a scris o carte și foarte frumos scris. Părintele Ilie Moldovan de la Sibiu, mare misionar, mi-a fost profesor, un om extraordinar care și-a făcut un mare apologet. Cauza comunismului secuin, teoriile lui. Părintele Alinche Balan. Părintele, mare vistier de mari duhovnici. Da, deci, și despre el se scrie și se vorbește puțin în ultima vreme, deși ar merita mai mult. Sunt mine, convorbirea lui duhovnice sunt esențiale. Da, să vedeți cum da, timpul ăla comunist. Bun, și Patericul, pe de altă parte. Sau părintele Paulin Leca. Da, câți mai știu de Paulin Leca? Un mare duhovnic și profesor la seminar. Și... Sau de părintele Beniamin Micle, care încă trăiește la Năsirea Bistrița Vâlceană. Foarte... erudit, duhovnic și cărturar, pasionat de istoria bisericii. Sau de părintele Dimitrie Balau, cine mai știe de părintele de simpatic. Sau de Toma Chiricuță, marele profesor de omeretică și predicator de la Biserica Sfântului și prea sfântat. Să rămâni pasarea, numai când vedea preotul, zice, acolo, în depărtare, peste două ulițe, sau dacă cum îl vedea să-și intra în picioare. Deci de la Iachint ce v-a rămas? Iachint, da, era stareț la Putna, la Șcarca și la Alpa așa puțin, cu blândețe nesfârșite, era stareț în timpuri foarte grele, că Putna în mănăstire de Greacă era și cumva acolo la graniță și trebuia să facă și puțină e și obiectiv turistic. Cu povăduire cu Ștefan cel Mare și cu Bucovina și cu Ștuțese. Zicata era acolo tot timpul. Doamne, credicioși. Da. Și nu știu, era de cum să spun, era starețul slujitor. Și asta îi făcea și greutăți. De multe ori oameni chiar vorbi șef mai... Da, mă, să spun eu, care să simtă, da, care să impună, să impună, nu știu. Deci sunt un tip de șef și ăștia, mă rog, nu prea o duc bine, care așteaptă să li se ghicească intenție, să nu spună de multe ori, să înțelegi că așa trebuie făcut, că nu că vrei tu, că așa trebuie făcut. Și să nu stai mult la... E, acum așa găsit, erau și unii mai cuminți și unii mai necuminți, așa, dar el... Avea o crăză grele. Era omul liturghiei, a slujbelor și a pravinei. El stătea la strană tot timpul. Nu era călugă, cum era preasfințit în Romă. Nu era de rând și nu era de rând, că era stare de pe la Sărbătoria. Și a stătea la strană, tot timpul acolo la strană. Când îmi duceau trebuie, dar nici nu. Și foarte mult au chinuit oamenii ăștia. Dar are o privire, o blândețe extraordinară și o chilie. Din asta cum sunt curțile alea la Putna, adică vechime cinte, aveau o chilie mare așa, pe plinea cu un birou, bibliotecă imensă și într-un pățac era și pătucul lui așa, ceva în film, îl vedea acolo într-un colț. Domnule Costion, poate nu multă lume știe că faceți parte alături de alți oameni deosebiți din grupul Proloc. Nu, frate, nu cum se că nu sunt pictor, sunt prieten cu grupul Proloc. Așa. Deci Proloc e un grup de pictor. Ce este grupul Proloc? Despre ce ne puteți vorbi despre grupul Proloc? Grupul Proloc a fost, e un grup de pictori care a fost, e o carte, dosar Proloc, vă arătăm, de foarte... Ei sunt toți oameni de biserică cu diverse tipuri de implicare, fiecare de plătirea lui, dar au fost... Inițiat de Paul Gerasim, al lui Arhiepiscopul din Grâi, care trăiește pe aici prin apropiere. Da. Mi se bucură să fie vizitat de tine, dacă am dat un telefon. Și prologul, numele dat de el, zic, domnul Gerasim, prima dată, când s-a deschis, n-am știut cum să fie. Am crezut că o fie prima expoziție, prolog, așa intitulat. Și zic, domnul Gerasim, zic,
Acum atâta prolog, ce prolog? Nu, că noi suntem într-o continuă prolog, suntem înainte învățătorii, suntem prologos. Deci asta e gândirea lor și niciodată suntem tot timpul la început, tot timpul învățăm. Nu ajungem niciodată la sfârșit. Între altele, unul dintre lucrurile care l-au pus ei programatic a fost întoarcerea la natură, deci într-o pictură care era tocmai desprinsă de... Și pretențiile lor sunt să fii bun meserioș și sunt câțiva membri de bază fondator pe Leapa și Dinamica Sigurescu, Iulian Grigorescu, Flondor de la Timișoara, la 70-70 de ani printre cei mai... Constantin Flon. Și pe lângă ei au invitat de-a lungul timpului pe unul, pe altul, care au fost așa. Acum, nu știu dacă nu mai e, la Piața Romană este o expoziție prolog, în care sunt în câteva camere ei membri de fondator și membri grupului și în altă cameră sunt invitații care au fost de-a lungul timpului. Tot oameni, numai că sunt foarte mofturoși, nu primesc așa. Chiar pe toată lumea. Chiar Bernan a fost la prima, a fost la a doua, și lucrurile mai implicate așa. Dar au bucuria și forța de a spune... Este părintele Nicodim de la Crasna, pe care și noi aici îl cunoaștem și îl avem la mare, Evlavie. Ce ne puteți spune? Noi la un moment dat, cum era în timpul vechi, ne dădea ca o lună, o dată, până la două, să ne dădea sâmbătă liberă, ca la o lună. Și atunci am descoperit mănăstirea Crasna, nu știu dacă ați fost acolo. Ei, da. Da. Nu, Sfințirea Brutură. Da. Ce credincioși, da. E, când am fost eu, să vă spun eu, trebuie să fost anul 80 și un pic, 34, eram că un schit, de fapt. Cine are mănăstirea Sinaia. Da, da. Deci era mult mai sălbatic, locurile mai sălbatice, construcțiile mai puține și era, când am dus acolo, am dat peste părintele Nicodim, care era, nu știu cum, de o lumină, de o bunătate, de gaz de excepțional. Și era cu preasfințitul Galaction, ei doi. Ăsta era cu rândul ăla de slujbă și era cu șoase toată aia mai dificilă, administrativă, du-te acolo, încoace, nu știu ce, slujea și el, dar părintele era zi de zi. Și când am ieșit, tocmai murise părintele Praja, cum îl chema. Arsenie Praja, da. Care la Lumeț a stat foarte mult acolo, dar... Și părintele Nicodim a stat. A bătut clopotele, da, el e... De la Lumeț plecat, practic. Și a stat pe din Cotarie și nu știu pe unde. La Mănăstirea Munce. Da. El ne fiind de acolo, am văzut timp că el e de acolo. Ea ce și-a. Pe Imocan, da? Imocan. Și băteau clopotele așa. Nu am văzut pe toate. El pusese, nu știu unde, la tratament și murise acolo și lui se vește a zis pe acolo. Și era o frumusețe la Crasna, era tot de o simplitate, dormitoare, erau niște picuri așa de fapt. Tornăm acolo fetele și acolo băieții. Mă rog, zic, pe așa, nu? Ca să mă dar era ei, nu știu cum, avea ceva de o bunătate naturală și un zâmbet și o lumină. Nu l-am mai văzut de mult. Am scris și un material când a făcut pe 70 de ani, cred că atunci, sau cât, nu mai știu. Deja a făcut 80 ani? Acum are 80, da. Dar nu știu, s-a făcut un volum mare. Sau 75, nu mai știu. Bun, și am mers mult timp. Mergeam așa, o dată pe lună, mergeam acolo, pe jos, de la gara. Era foarte frumos, așa, era să-l mai... Să veniți de ecran la Sfântul Antonie cel Mare, că atunci va fi aici. Și voi încheia, hai să încheiem din cartea domniei voastre despre Părintele Nicodim. Bun, zice, am revenit la Crasna pe mai mulți ani de data aceasta, cu mașina, aproape n-am mai recunoscut locul. Multe s-au primenit, multe s-au adăugat, săreția, biblioteca, fondalicul. Gospodarea voastră o amploare nebănuit. Călugurile erau numeroși, Crasna era de acum o stire mare, de sine stătătoare. Călugurile nu mi-aș mai dar fără între timp devenise un soi de căpenieră de arhierei. Numai chipul de bunic tânăr al părintelui Nicodim a rămas același. Același surâs și galnic în lumina ochilor, aceeași întâmpinare bine stătătoare din disponibilitatea ei la jertfă. Probabil că Părintele Nicodim este de aceia care se sfințesc ca primitor de străini, dintre aceia care te fac să-ți uiți străinătate, să te apropie de casa părintească. Vederea Părintele te umple instantaneu de nădejde și de o bucurie pură și simplă
cu parfum paradisiac. Nu-i așa? Așa. Vine în fiecare an, la 17 ianuarie, de hramul bisericii, de Sfântul Antonie, așa că dacă veți veni la anul, veți învăța. Și oricât ar fi de bătrân, așa, nu acceptă să-l îmbrace nimeni, vouă doar le prăvățești. Are o vorbă. Nu mai morți să îmbracă de alții. Încă sunt viu. Și nu-i așa? Da, era și cuvântul la alea pentru arhierei, ca să okay. Era bătrânețe, pentru că vor îmbrăca copii. Am știut eu, nu am zis eu. Că te îmbraci că te știu acum la când mi-a dat putere de... Și sunt din ăștia care îi îmbracă... Asta se confiscă? Da, da. Da, nu am mai avut tot, dar... Da, nu scoteam, mă țineam, știam cum a fost tot. Următoarea întâlnire cu Copnicianscu este lunea viitoare, la orele 19:07, adică aici, cu Părintele Profesor Jean Nedelea, care va vorbi despre Părintele Arhimandrit Roman Bran. Și aveți un... Aveți un card, vă dau o ascultare. Fiecare dintre voi să mai vină cu cineva la brață. Tu cu soția ta, tu cu soția ta, cu soția ta sau orice. Tu, mamă, cu cineva, tu cu cineva, să vii cu cineva, fiecare dintre voi, să veniți, nu mă mulțumesc. Iar pe 2 noiembrie va veni doctor Pavel Chirină, la ora 6, tot în lumea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, într-un numele Domnului Părinte, Paroh binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu iubește și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Mulțumim tuturor. Haideți să facem poza de grup și după aceea cine dorește să ne ajute să strângem băncuțele.